Salutare oameni buni și bine ați venit pe canalul Oli. Astăzi vă voi arăta o metodă prin care voi puteți face între 120 și 135 de dolari pentru mai puțin de 10 minute de muncă. O să vă arăt exact ce aveți nevoie, care este site-ul și vă zic încă de la început că nu aveți nevoie de experiență, deci nu aveți nevoie de niciun fel de experiență și nu trebuie să investiți bani. Bineînțeles, dacă veți rămâne cu mine până la final, veți înțelege exact pas cu pas ce trebuie să faceți pentru a ajunge și voi la această sumă și dacă vă plac filmulețele de genul, nu uitați să loviți butonul de like și bineînțeles cel de abonează dacă nu ai făcut-o încă. Hai să intre intro-ul și vă arăt direct site-ul.

Ok, site-ul despre care vom vorbi astăzi se numește Latium. Am mai vorbit despre el și în trecut pentru cei care sunt de mai mult timp pe acest canal. Știu despre acest site. Ideea este următoarea pentru cei noi. Latium este un fel de Fiverr, deci un site pe care poți să postezi diferite proiecte și să găsești oameni care să îți rezolve acel proiect, să îți facă ceea ce cauți tu. Totuși, ce am găsit eu interesant este o anumită nișă pe care și tu o poți exploata chiar dacă nu ai deloc experiență. La început trebuie să-ți faci un cont, este destul de simplu să-ți faci un cont. Nu o să mai trec din nou prin pași și de a-ți face un cont, este destul de simplu să-ți faci cont. O să apară aici un buton în care spune sign up, trebuie să dai sign up, să urmărești pașii și după aceea ești good to go. Haideți să revenim la proiectele pe care v-am zis eu că mi-au atras destul de mult atenția și o să vă arăt și vouă. Dacă mergeți aici pe Browse Project, practic aici pe Browse Project, găsi diferite proiecte în care voi implica și bineînțeles puteți câștiga bani, dar unul din ele mi-a atras atenția mai mult. Bineînțeles sunt foarte multe proiecte pe care le puteți face, inclusiv de surveiuri, adică chestionare, completați niște chestionare și puteți câștiga bani. De exemplu, mergeți aici pe surveys, o să vedeți exact că sunt foarte multe chestionare și te plătesc, nu știu, un dolar, 1,20$, v-am zis, sunt mai puțin bănuți aici pe uh, partea de survei, dar pentru că nu trebuie să muncești deloc. Dar dacă mergeți pe partea de graphic and design și v-am zis, nu, nu trebuie să aveți experiență, am găsit eu o chestie foarte, foarte interesantă aici. Cineva caută un freelancer care să-i facă... Patru bannere pentru Facebook, mai exact 4 cover-uri pentru Facebook și îl va plăti între 120 și 135 de dolari. Aceasta este oferta lui. Voi puteți să-i puneți că puteți face lucrul acesta pentru 100 de dolari și poate aveți șanse mai mari. Și după cum vedeți aici, el are nevoie de niște chestii, o să-ți trimite logo-ul lui ca să-l poți folosi și după aceea tot ce trebuie să faci este să faci 4 bannere pentru Facebook, 4 Facebook cover, unul cu Crăciun, unul cu New Year's, New Year's Easter și Summer atât de simplu și poți face banii aceștia. Totuși, o să-mi spuneți acum, bine, dar eu nu mă pricep, nu știu dimensiunile, nu știu Photoshop. Nu, nu trebuie să știți nimic. Tot ce trebuie să știți este site-ul acesta, canva.com. V-am mai spus de el, am mai vorbit despre el în trecut. Este un site total gratuit. Bineînțeles, partea gratuită nu ți-a dă acces la toate aseturile pe care le au ei. Poți să și plătești un abonament lunar, dar pentru început este de ajuns pentru că îți oferă tot suportul de care ai nevoie pentru a crea aceste uh, benere de Facebook. De fapt, sunt Facebook Cover, am spus-o de nenumărate ori în acest filmuleț, și bineînțeles voi puteți căuta și alte proiecte, pentru că nu este acesta singurul, sunt mult mai multe proiecte în care sunt asemănătoare cu acesta. Ce trebuie să faceți în felul următor? Mergeți pe partea de create design și o să vedeți aici că aveți extraordinar de multe template-uri pe care le puteți folosi. Dacă căutăm, de exemplu, Facebook Cover dăm clic aici pe Facebook Cover. Cei de la Canva au deja dimensiune exacte pentru Facebook Cover care sunt recomandate de către Facebook și tot ce trebuie rămâne de făcut este, de exemplu, să găsești un template care este pentru Crăciun, Paște sau Summer, cum cerea el acolo, și să îl editezi în felul în care el își cere. Va trebui, el îți va da mai multe detalii, dar pentru acest videoclip vă va arăta exact cum puteți să-l folosiți. Dați click, de exemplu, pe unul din ele și vedeți voi că deja este aproape făcut un Facebook cover pentru uh, acel client. Tot ce trebuie să faceți este să modificați scrisul și poate unele chestii de pe aici. Momentan nu o să intru în detalii foarte mult pentru că este destul de simplu de folosit. Tot ce trebuie să faceți este să dați click aici. De exemplu, puteți să scrieți, nu știu, Crăciun, fericit, de exemplu. Puteți schimba destul de ușor fontul. Aici găsiți extraordinar de multe fonturi și bineînțeles gratuite, sunt și altele care sunt cu plată sau pentru cei care au un plan premium, dar sunt destul de multe care sunt gratuite și din punctul meu de vedere vă ajung. Inclusiv fulgii aceștia îi puteți modifica pe fiecare, de exemplu, nu știu, dacă vreți să-i faceți altă culoare, roșii sau, nu știu, galbeni, puteți să faceți toate lucrurile acestea, este foarte intuitiv acest site și este foarte ușor de făcut. Haideți să mai punem și unul albastru, roșu, galben și albastru, trebuia să-l punem pe ăsta, uh, hai să facem în felul următor, să facem steagul României, roșu, galben și acesta albastru și am făcut și steagul României, de exemplu. V-am zis, este foarte ușor de făcut, tot ce trebuie să faceți este să vă jucați puțin în el, deci recomandarea mea este să intrați pe Canva, să vedeți exact câte template-uri sunt și cum puteți să le folosiți. Toate lucrurile acestea se pot modifica, v-am zis, le puteți trage unde vreți voi, sunt cu drag and drop, parte de elemente găsiți foarte multe elemente pe care le puteți folosi și voi, de exemplu, o săgeată sau tot felul de lucruri le puteți găsi aici, deci este super super simplu. După ce ați făcut lucrul acesta, tot ce trebuie să faceți este să dați download, dați download în calculatorul vostru și ați salvat designul și gata, sunteți good to go să trimiteți acest design către client. Și bineînțeles, mi-a luat mai puțin de 3 minute probabil, inclusiv cu explicații, ca să fac un design, să spun așa. Deci, practic, mai puțin de 10 minute, probabil, sau na, 12 minute să faci patru designuri cât cere acest client. După aceea îi pui o ofertă, deja, bineînțeles, voi puteți să faceți oferta înainte, nu după ce faceți cover pentru că trebuie să le faceți la cerința lui, postați o ofertă de 100 de dolari, de exemplu, și în acest fel voi puteți face niște bănuți destul de frumoși. Bineînțeles, puteți găsi mai multe proiecte aici, tot ce trebuie să faceți este să mergeți pe Browse Projects, vedeți la ce vă pricepeți, ce știți să faceți, ce știți să faceți și cu acest Canva și în acest fel voi puteți face niște bănuți destul de ușor pentru voi. Nu este foarte greu, nu este foarte complicat, tot ce trebuie să faceți este să vă bateți puțin capul, să intrați pe site-ul acesta, să intrați pe Canva, să vă învățați cum să folosiți camva ca idee și apoi puteți face mai mulți bani. Site-ul acesta are și o chestie de get verified pentru că mulți caută doar utilizatori verificați, ca să devii verificat este doar 9 dolari și după ce ești verificat, ești verificat lifetime și poți participa la absolut orice proiect, pentru că v-am zis, sunt unele proiecte pe care le poți accesa doar dacă ești verificat. La început, poți să nu îți faci contul acesta de premium, dar în timp, din punctul meu de vedere, este un avantaj să fii premium. Dar v-am zis, dacă nu aveți niciun ban, nu trebuie să investiți, pentru că sunt foarte multe uh, proiecte pe care le puteți face fără să fiți verificați, v-am zis, sunt foarte multe. Dragilor, cam asta a fost filmul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper să vă ajute să faceți niște bani, v-am zis, nu vă lăsați bătuți, căutați cât mai multe proiecte, dați aplicare la cât mai multe proiecte, pentru că în acest fel veți avea șanse mai mari ca voi să prindeți un proiect pe care să-l faceți. Poate banii aceștia nu îi vei face în fiecare zi, poate vei face două, trei proiecte pe lună sau poate doar unul, dar din punctul meu de vedere, pentru munca pe care o depui, este destul de ok. Sper că v-a plăcut de astăzi, nu uitați să loviți butonul de like și bineînțeles de abonare dacă nu ați făcut-o. Eu am fost Oali, vă urez o zi minunată, numai bine, ceau!